Partidul Popular Maghiar din Transilvania crede că este important ca și comunitatea maghiară să aibă un candidat propriu la alegerile prezidențiale din România, la orice alegeri prezidențiale, nu pentru că am avea ceva șanse în acest sens, ci pentru că și nici dintr-un motiv, să zic așa, meschin politicianist, ca să strângem noi voturile maghiarilor în prima fază și în faza a doua, să oferim aceste voturi către anumite persoane de la stânga sau de la dreapta. Da, dar totuși cred că trebuie un moralism în politică, dar pe de altă parte nici nu funcționează acest sistem. Niciodată nu a funcționat ca să chem la vot, la asemenea alegeri simbolice pentru noi, cum sunt alegerile parlamentare sau când, alegerile prezidențiale sau cum sunt participările la niște referendumuri simbolice, comunitatea maghiară nu funcționează după reflexe politicianiste, ci mai mult de principiu. Deci, din acest motiv, cred că nu putem să oferim un număr de voturi în faza a doua a alegerilor. Niciodată n-am mers. Comunitatea maghiară votează după credința proprie, la partea sau la stânga sau la dreapta eșecherului politic românesc. Dar motivul nostru pentru care considerăm că e important să avem maghiari un candidat propriu, pentru că trebuie să găsim răspuns din partea societății românești la două probleme majore care practic definesc poziția noastră față de politica românească în general, față de statul român în general. Prima întrebare este: care este relația noastră ca și maghiari din România cu statul român? Altfel spus, puțin pus întrebarea, de ce nu poate fi un maghiar președinte României în 2014? În mod principal nu poate fi. Și în această întrebare, răspunsul la această întrebare, practic, este sinteza poziției statului român față de maghiar, față de drepturile comunității maghiare, drepturile colective ale comunității maghiare. Soluțiile propuse de noi nu sunt luate în considerare, soluții care sunt pe termen lung și nu doar de ocazie sau de actualitate politică. A doua întrebare importantă: care este poziția noastră ca și cetățeni români față de statul român, indiferent dacă suntem maghiari, români sau oricine? Altfel spus, în ce Românie dorim să trăim? Noi, cetățenii acestei țări. Și aici poziția noastră este foarte clară, am exprimat-o și în campania parlamentară în 2012. Noi credem că acest stat național unitar și centralizat care este actualmente în România nu poate face față provocărilor secolului 21. Modelul nostru este un stat federal. Și eu cred că trebuie să vorbim în mod deschis, curajos și foarte clar despre acest proiect, mai ales atunci când se vorbește în regiune despre asemenea transformări cu criza din Ucraina. Deci trebuie să fim cinstiți și foarte clar să spunem că acesta ar fi soluția, nu numai pentru noi maghiari, ci ar fi pentru întreaga țară o cale de modernizare a țării care să poată facă față provocărilor din Europa și din întreaga lume. Deci noi credem că candidatul maghiarilor din România trebuie să pună pe tapet aceste două mari tematici cu curaj și foarte deschis. Și dacă face acest lucru, atunci nu are importanță cine este persoana și din partea cărui partid maghiar vine, ci pur și simplu poate să obțină sprijinul întregii comunități maghiare. Și atunci asta ar fi o valoare adăugată la această campanie prezidențială. Dacă nu se întâmplă acest lucru, atunci nu are rost. Deci Partidul Popular Maghiar din Transilvania în primă fază dorește să ajungă la întor cu celelalte partide maghiare. O să avem ocazia săptămâna trecută viitoare la Universitatea de Vară de la Balvani, unde ne vom întâlni toți liderii maghiari. Și dacă ajungem la viitor comun, atunci, indiferent cine va fi candidatul maghiarilor, noi putem sprijini. Dacă nu putem să ne înțelegem în aceste probleme majore, atunci trebuie să ne gândim pe cine sprijinim.
la alegerile parlamentare, prezidențiale. Cum vă gândiți? Care ar fi o modalitate pe care o considerați, să zicem, că ați depăși aceste probleme? Cum considerați că ar trebui desemnat acest candidat al comunității maghiare? Alegeri, un fel de referendum, un sondaj? Eu cred că în prima instanță trebuie să depunem de comun acord cu conducerea celor trei partide, care sunt targeturile principale acestei campanii. Pentru că mulți din UDMR cred că doar este un joc politician. Stai să punem un candidat, vedem ce se întâmplă. Noi credem că e mult mai important să găsim răspunsul la aceste întrebări sau să provocăm cu aceste întrebări un dialog în fond al problemei. Ar fi o personalitate pe care dumneavoastră... Eu cred că și care ar putea fi această persoană dacă ar accepta, s-ar angaja într-un asemenea campanie. Oricine poate fi, de fapt, care, bineînțeles, are niște capacități. O personalitate trebuie să aibă, în primul rând, trebuie să colecteze 200.000 de semnături de sprijin. Acesta bun, dincolo de aceste formalități, trebuie să aibă notorietate suficient de acceptabilă și, bineînțeles, să aibă curajul ca să vorbească în mod deschis față de societatea românească. Totdeauna găsim motive care să nu vorbim. Noi, cel puțin, vorbim totdeauna deschis. Puteți să intrați. Cam atât a fost.